Și cu discoteca asta. Eu înțeleg, scoți boxe să se audă afară ca să nu intre oamenii în biserică. Dar chiar să dai sunetul atât de tare. Eu când fac un protest, mă amendează pentru că aș fi tulburat liniștea publică, vaca sacră a dictaturilor. Dar aici liniștea publică nu e tulburată. Au camere de supraveghere, băi băiete. Oh, și mega difuzoare. Nu știu, sărbează azi, ieri a fost bobotează. Dar azi e Sfântul Ioan, îmi pare că stil nou. Numai pretexte de sărbat. Oare ce viață au săracii necredincioși din blocurile astea. Vai de steaua lor. Da, apa din robinet de la biserică e mai bună decât din robinet de acasă. Nu-i tot de la apa nova. E sfințit capacul și gata, te-ai scos. Tarife serioase. Spectacolul costă. Nu vii așa la circ gratis. Dar de ce încuiat? De ce încuiat? Dacă așa a primit torbii. Primit ordin ca să încui. Halal locaș de cult. E ca unitate militară. Decât să dea banii la biserică mai vine. Arcere. Canalizare. Apă, încălzire. Și alte necesități vitale. Ce mașinată mă faci? Vrei să mergem la biserică? Să te îndoctrinezi o leacă.